Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o instalare acum pentru surprizele zilei, norocul zilei, să vedem care ar putea fi astăzi norocul zilei, surprizele zilei, ceva neașteptat care să vă aducă bucurie, să vă aducă noroc. Și vă invit așadar să vă alegeți o carte, un număr, mai bine spus, de la 1 la 4. Noi facem patru variante aceste etalare, deci numărul 1, numărul 2, numărul 3 sau numărul 4. Alegeți o cifră care rezonează cu voi, care considerați că va putea dezvălui ceva la varianta aleasă și să vedem ce dezvăluie. Ce noroc poate fi asta? Se grăbește un el, dar și o gelozia cuiva, aveți aici o rivalitate pentru un el. Pentru un bărbat există o rivalitate. Așadar, cineva vrea să se întoarcă la voi, vrea să vă... are niște regrete ceva, vrea să vă spună ceva, e pe drum, regretă un drum sau vrea să vă caute. Haideți să vedem. Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Vedem norocul zilei. Așadar, numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Alegeți varianta cu care rezonați. Să vedem surprizele zilei, norocul zilei, noutatea zilei care vine, în funcție de varianta aleasă. Și am să încep cu numărul 1. Numărul 1, care reprezintă un nou început, poate, sau o clarificare, un parteneriat. Aici văd și, chiar a ieșit cartea numărul 1, să spunem așa. Într-un fel, reprezintă zodii de foc. Poate că aveți de-a face cu zodiile de foc astăzi. Joacă un rol important, fie că sunteți voi zodii de foc, fie că cineva cu care voi colaborați sau ați putea colabora, ați face un contract, poate astăzi, poate faceți un contract. Astăzi aveți poate un eveniment de căsătorie, de aniversare, de întâlnire, un succes astăzi, deci poate veni un succes astăzi. Norocul este. Poate și familia vă poate purta noroc, partenerul, partenera, o căsnicie, faptul că stați pe gânduri, că sunteți inteligenți, că sunteți inspirați sau cineva vă va inspira. Apare o noutate. Aici poate apare pentru voi noutatea unei căsnicii. Astăzi norocul vostru îl poartă un eveniment. Stați pe gânduri, sunteți creativi, aveți inspirații, aveți idei geniale. Astăzi progresați, astăzi sunteți în centrul atenției, poate văd aici că sunteți curtate, sunteți admirate, vi se propune poate o prietenie, poate o vacanță, o călătorie, o ieșire pe undeva, văd că stați pe gânduri ce să faceți, cum să vă îmbrăcați, poate unde să vă duceți, veți găsi idei, veți găsi soluții sau pentru servici la fel. Poate vi se propune un contract, un parteneriat, o afacere, ceva cu o tânără, cu un tânăr, cu cine aveți voi, poate o prietenie, dar în orice caz vă văd într-o zi cu succes. Astăzi norocul vă vine printr-o colaborare, printr-o parteneriat, printr-o idee, printr-o noutate în care sunteți voi, poate că vă noiți cu ceva sau sunteți într-o energie nouă și acest lucru vă poartă noroc. Numărul 2. Numărul 2, aveți de-a face poate cu zodii de pământ, dar nu neapărat. Zodii de pământ, ori sunteți voi, ori cineva poate fi din zodii de pământ, dar nu neapărat. Aveți o zi în care joacă un rol important cineva care este poate mai boem, așa, mai artist. Astăzi, pentru a vă realiza planurile, aveți nevoie de mai multă înțelepciune, de mai multă ambiție, pentru că sunteți și voi pe gânduri și voi căutați soluții la niște probleme, voi căutați multe. Voi aveți de aceea sunteți foarte îngândurați, pentru că aveți foarte multe gânduri,
Să știți că e foarte posibil la unul că apare și norocul la voi, abundența, o noutate. Pentru voi poate sunteți pe gânduri, visați la o împăcare sau visați la o altă relație, pentru că aveți nevoie și de un sprijin, de un ajutor pentru copil, pentru servici. Văd aici că aveți niște noutăți. Astăzi voi sunteți pe gânduri pentru că pot apărea, așa, aveți niște îndoieli. Nu degeaba, poate v-ați ales și numărul 2. Aveți niște îndoieli, așa, o dualitate. Oscilați între două relații sau aveți de ales. Trebuie să luați o decizie pentru servici, pentru copil, pentru o vacanță, pentru o afacere. Văd că cineva aici care cumva are și niște regrete, vă caută, vrea să... are niște regrete poate legate și de un nou. Chiar aveți de-a face cu semnele Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici că sunteți o persoană foarte ambițioasă, poate, creativă, cu idei, care vreți să vă împliniți niște dorințe, dar aveți poate și puțină neîncredere sau aveți de-a face cu persoane care puțin sunt cam geloase, invidioase și aici apare neîncredere, le veți putea avea noroc astăzi pe neașteptate. Vine poate și pentru o persoană singură, o persoană care îi pare rău și vrea să vă ajute, poate că nu v-a ajutat până acum, dar acum se gândește poate să vă ajute. Văd că și copiii joacă un rol important pentru voi, primiți darul sau vă ocupați de copil, vă gândiți la copil, dar vă trebuie poate și puțin ajutorul care vine prin acest bărbat pentru a rezolva ceva, a depăși ceva. Cam asta e ce văd pentru numărul 2. Deci astăzi e o zi cu niște evenimente, poate chiar cu niște oportunități. Evenimente de câștig, evenimente de a vă duce pe undeva, dar destul nu poate și invidie și gelozie. Haideți să vedem la numărul 3. Numărul 3, wow! A ieșit acest prieten, această fidelitate, un câine de companie, poate fi vorba, dar poate fi vorba și de un prieten cu care aveți de-a face sau sunteți un bun prieten. Aveți un bun prieten, veți face o cucerire, poate astăzi. Astăzi, fidelitatea joacă un rol important. Aveți de-a face poate cu semne de apă. Astăzi puteți avea un succes, un noroc, o reușită, exact. Puteți avea o reușită care ține de o prietenie, de o vizită, de o întâlnire cu cineva, cu bani. Vă vin persoane care vă ajută cu bani, poate. Deci astăzi poate fi o zi în care joacă un rol important. Banii, câștigurile, cineva din lumea bună sau aveți niște evenimente, niște întâlniri prietenești, cu beneficii, cu câștiguri, vă intră niște bani în conturi, în buzunare sau daruri, faceți o cucerire, poate într-un eveniment cu ajutorul unei prietene, prieteni, vedeți că puteți cuceri pe cineva sau sunteți într-o relație de parteneriat, cu partenerul, cu partenera într-o relație de bună comunicare, de prietenie, de dragoste și chiar cu bani, cu beneficii, sunteți norocoși, aveți niște oportunități să faceți niște cuceriri, să zic așa, în lumea bună, să faceți impresie, să aveți parte de multă armonie, de un parteneriat, poate de un acord, de o înțelegere, de un contract, ceva. Deci astăzi pentru numărul 3, pentru acesta este norocul. Norocul care aveți în viața voastră niște prieteni de încredere sau veți cuceri astăzi pe cineva și va fi cu noroc pentru voi, cu o bună prietenie care, și cu o bună colaborare, poate și legată de chestiuni financiare, profesionale. Cam asta e și la numărul 3. Haideți să vedem numărul 4, zodie de aer. Aici aveți și chiar mai și zodie de aer, deci la numărul 4 aveți zodie de aer. Este totuși o zi în care pentru voi un dușman totuși vă poartă noroc. De ce? O să vedem. Aveți un dușman, cineva vă spionează, cineva vă e rival. Aici cumva sunteți sub ochiul unui dușman care vrea cumva să vă facă o neplăcere, dar pentru voi totuși aduce un noroc. Să vedem de ce. De ce? Aici poate în dragoste rivalitatea aceasta, pentru că sunteți iubite. Adică poate că, cum să spun, norocul vostru este că această rivalitate vă va aduce multă iubire. Acest dușman cumva va face ca să fiți și mai iubite. Dar poate ieși și un scandal, într-adevăr. Scandalul acesta pentru unii dintre voi poate fi chiar legat de ori de propria persoană, că sunteți iubită, ori că apare o amantă. Iar niște chestiuni aici, poate și militare, să zic așa.
aici niște persoane care vă urmăresc, vă spionează, aici are chestiune cu niște, niște obstacole care țin persoane mai agresive. Vă trebuie credință, haina statului aici, maturitate, înțelepciune, pentru că aici puteți intra în niște intrigi, scandaluri care țin și de niște lucruri mai puțin morale, pot fi și aceste situații, aici e nevoie de mai multă seriozitate, moralitate, pentru că puteți avea de-a face cu persoane dușmănoase, persoane agresive, persoane care au niște secrete, aici care țin și de niște amatlăcuri, de niște chestii poate mai puțin morale, etc. Și acest lucru vă poate duce într-o neplăcere. Deci cu toate acestea e noroc pentru voi că astăzi puteți descoperi, astăzi puteți avea un noroc că aveți credință sau pentru că veți avea o revelație. Veți descoperi cine vă este prieten, cine vă este dușman. Și puteți avea o revedere, o revelație, o întâlnire. Văd aici că cumva luați o piatră de pe inimă pentru că aflați un adevăr, pentru că rezolvați o situație, înțelegeți mai bine ceva, poate, sau pentru că veți primi sprijin, veți primi totuși iubire, prietenie pentru această situație, cumva faceți o vizită, poate, vă duceți pe undeva, că la prieten, că la preot, că la într-o instituție să rezolvați ceva pentru această inamicitie și păreți într-o energie în care vă veți lua o piatră de pe inimă. Spuneți păsul cuiva, ori vă vine un ajutor, un sprijin, bucuria revederii pentru voi vă poartă noroc în ciuda acestor dușmănii. Voi sunteți totuși într-o dușmănie. Numărul 4 trebuie cum ar veni chiar să rămâneți bine înfipți cu picioarele în pământ. Dumnezeu v-a ales acest 4, să fiți stabili, să fiți echilibrați, pentru că s-ar putea aici cineva să vă dezechilibreze din răutate, din niște secrete care voi nu știți, niște lucruri, cu alte cuvinte, superficialitatea cumva vă poate dezechilibra sau imprudențele altora, curiozitățile altora, cumva aici răutățile și poate că aveți nevoie de înțelepciune, de maturitate pentru ca să îmblânziți ceva, ca să aveți un succes pentru că îl puteți avea. Cam asta din ce vă și la numărul 4, surprizele, norocul zilei. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți.